Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, acolo unde așteptăm și comentariile voastre. Discutăm în această seară cu prim-ministrul Guvernului României despre campania de vaccinare, despre orizontul până la care cea mai mare parte a populației României să poată fi imunizată împotriva COVID-19. Discutăm de asemenea despre perspectiva relaxării restricțiilor pe care le trăim de ceva timp. Vorbim de asemenea despre șansele noastre de reconstrucție economică anul ăsta și în perioada următoare, mai ales că suntem în prag de depunere a bugetului și aici există tot felul de nuanțe, cerințe și lucruri de rezolvat și, nu în ultimul rând, despre cum funcționează această coaliție de guvernare care, am văzut, s-a născut pe fondul unor tensiuni, al unor polemici, al unor dispute. N-are încă o lună, dar s-au înregistrat și câteva episoade ceva mai tensionate. Discutăm despre toate. Florin Câțu, prim-ministrul Guvernului României, bună seara, bun venit în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum apreciați că decurge campania de vaccinare în primul și în primul rând? Pentru că e subiectul care ne preocupă în cea mai mare măsură. Bine, eu am spus că merge bine campania de vaccinare, dar astăzi avem o confirmare și de la nivel internațional. Bloomberg a prezentat niște date care arată că România este pe locul 18 la nivel global și pe locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce privește această campanie de vaccinare, numărul de vaccinați. Sunt mai multe statistici. Așa cum am spus, pe mine mă interesează foarte mult să cum primim dozele, să accelerăm ritmul. Am ajuns treptat de la o medie de 13.000, au fost astăzi 34.000 de vaccinuri făcute. Mergem spre 50.000, noi am spus că putem să ajungem la 100.000, 150.000 de vaccinuri făcute pe zi, doar să avem dozele. Am primit și câteva vești în ceea ce privește numărul de doze pe care le vom avea până la finalul lunii martie și de la Pfizer așteptăm 2.400.000 plus 430.000 de doze de la Moderna. Deci ar fi cam 2.800.000. Și asta înseamnă nu că sunt 2.800.000 de persoane, pentru că trebuie să luăm în calcul și rapelul. După 21 de zile apare rapelul, deci, dar vor fi un număr important de persoane, peste aproape 2.000.000 și ceva de persoane, aproape 2.000.000 vor fi vaccinate. Ținta pe care am anunțat-o și de care mă țin și este o țintă fermă, este să avem în septembrie 10.400.000 pentru de persoane vaccinate cu cele două vaccinuri, și rapelul și vaccinul inițial. Asta și pentru a avea această țintă atinsă, am cumpărat încă 8 milioane de doze. Deci depinde totul, domnule prim-ministru, de calendarul livrărilor, pentru că noi eram obișnuiți cu frame-ul de 600.000 pe lună, 300.000 plus rapel. Dumneavoastră ne vorbiți deja de 2.800.000 care ar putea ajunge în următoarele cresc treptat. Două luni, dacă nu mă înșel, nu? Cresc treptat. Vom ajunge în martie, vor fi cam 220.000 pe săptămână în martie de vaccinuri de la Pfizer. Deci cresc deci treptat. Aproape 900.000 în loc de 600.000 exact, pe lună. Exact. Și atunci o să cresc, nu le-am pus pe cea Moderna. În plus, AstraZeneca s-ar putea să aibă, să avem aprobarea de Uniunea Europeană în lunile următoare și atunci apare cred că din semestrul 2 apare și AstraZeneca. Cele 8 milioane pe care le-am cumpărat deja vin din trimestrul 2. Deci vom avea aceste vaccinuri până în septembrie. Ce înțeleg eu este că în trimestrul 2 cumva sau din aprilie încolo începem cumva să ne înghesuim pentru că vor veni și dozele, iar până atunci e doar programare și această etapă a doua, dar lipsesc dozele. Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg această declarație a Ministrului Sănătății, care spune principala limitare a momentului e numărul de vaccinuri, numărul de doze de vaccin care vin în țară și nu capacitatea noastră de vaccinare. Degeaba deschizi, spune domnul Voiculescu, centre de vaccinare și angajezi oameni care să lucreze de dimineața până seara, 7 zile din 7, dacă nu ai destul vaccin. Deci ele merg mână în mână și campania și vaccinările cu capacitatea de vaccinat. Creștem treptat capacitatea de vaccinare și v-am spus, eram la o medie de 7 zile de 13.000 de vaccinuri pe zi, am ajuns la 30.000 de vaccinuri, vom ajunge la 50.000 și 100.000. Da, ele sunt legate, bineînțeles. Cum primim mai multe doze, avem și capacitatea de vaccinare.
Deci nu văd aici o problemă, dar până la urmă obiectivul nostru este ca în câteva luni de zile, până în septembrie, să avem 10.400.000. Asta înseamnă aproape mai mult de 70% dintre cetățeni să fie vaccinați, ceea ce înseamnă că putem să ne gândim la sfârșitul pandemiei. Bine, totul depinde și ce se întâmplă și în alte țări, nu doar în România. Pentru că, până la urmă, poate noi putem să mergem rapid în România, dar nu știm ce se întâmplă și în alte țări. Da, există suficient personal medical, presupunând că la un moment dat vom avea dozele în cantitatea necesară, suficient personal medical care să asigure acest ritm susținut al vaccinării, că din ce ne spuneți dumneavoastră va fi o explozie de vaccinări, deci, teoretice, posibile. Noi am pregătit campania de vaccinare încă de anul trecut, guvernul precedent, am pregătit campania de vaccinare să ajungem la 150.000 de vaccinări pe zi. Deci suntem pregătiți, avem luat în calcul și personal și tot, pentru 150.000 de vaccinări pe zi. Nu suntem încă acolo, deci clar vom avea personalul, pentru că așa am construit această campanie. Există acest personal în resursele statului sau trebuie să se recurgă și la sprijin din mediul privat, de exemplu? Toate, s-ar putea să folosim și mediul privat și centre de vaccinare, există foarte multe și mediul privat, în funcție de cum avem nevoie. Deci vom folosi toate resursele și această campanie este construită pe ambele, luând în calcul și mediul privat și mediul public. Dați-mi voie să înțeleg, aceste 100-150.000 de vaccinări pe zi posibile vor fi la un moment dat și realitate sau noi continuăm să vorbim despre ele ca fiind posibile, fi că dacă ne-am pune minte am face asta, dar de fapt n-avem cu ce? Nu, deci acum, țin minte că în câteva zile ne spuneam că nu sunt posibile 10.000, 20.000. Am ajuns la 30.000, veți vedea 50.000 și vom ajunge și la 100.000. Deci tot este posibil în funcție de cum vin vaccinele din Uniunea Europeană. Mai mult, în momentul în care AstraZeneca va fi aprobat de Uniunea Europeană, vom contracta și de acolo și vom avea mai multe vaccinuri. Până una alta, domnule prim-ministru, e vorba de cum funcționează platforma și sistemul de înscriere în momentul ăsta, după ce săptămâni bune de zile oamenii au fost îndemnați și sunt în continuare convinși, nu știu, somați aproape, dacă vreți, să se vaccineze, acum cei convinși nu reușesc să se programeze. Nu e un paradox de natură să pună la îndoială eficiența felului în care e organizată această campanie? Deci, în primul rând, adică vorbim de o platformă care are sincope, vorbim de call center unde, în stilul clasic, nu se răspunde la telefon decât foarte greu sau după niște zile de la începutul campaniei, la lucrurile acestea mă refer. Deci, în primul rând, haideți să luăm lucrurile pe rând. Lumea vrea să se vaccineze în România. Țin minte că acum câteva săptămâni de zile eram avertizat de tot felul de experți că vom rămâne cu vaccinul, că nu vrea lumea să se vaccineze. Deci, am făcut ceva bine, oamenii au înțeles mesajul și vor să se vaccineze. În ceea ce privește platforma, până la urmă, problema a apărut și în Austria și în mai multe țări cu platforme. Sunt platforme create foarte rapid, cu un volum, un flux foarte mare de cetățeni și e normal câteodată să fie și probleme. Sunt probleme mai mari la aplicații gen Signal sau care au în spate mii de programatori. Noi lucrăm cu personalul de la STS. Eu zic că a funcționat foarte bine această platformă până acum. Majoritatea cei care au vrut să înregistreze s-au înregistrat. E adevărat că nu s-au înregistrat, poate voiau mâine, s-au înregistrat peste câteva zile sau peste o săptămână. Dar este important peste trei săptămâni, da. Dar între cei care s-au înregistrat, proporția este foarte importantă. Vârstnici peste 65 de ani plus, cronici sunt 75%, și de aceea am spus și public că în perioada următoare dacă menținem acest criteriu, vom reuși să-i vaccinăm pe cei mai vulnerabili exact în perioada următoare, acești 75% persoane dintre cei care s-au înregistrat, persoane vârstnice plus cronici. Normal că nu este perfect. Nimic nu este perfect și normal că toți am dorit să ne vaccinăm mâine, dar este clar că, uitați-vă și în Europa, învățăm din experiență. Compania Pfizer a venit cu un plan prin care a spus acestea este capacitatea de producție. După ce a văzut cererea foarte mare, după ce și-a mai deschis altă capacitate de producție, a întrerupt o săptămână, ne-au dat mai puține doze, dar revin cu mai multe. Deci toată Europa lucrează și noi împreună cu ei pentru a îmbunătăți această campanie. Deci învățăm din fiecare pas și problemele care au fost la platformă la început vor fi eliminate și platforma va fi din ce în ce mai bună. Veți vedea că peste 2-3 săptămâni vom discuta altfel și despre platformă și despre ritmul vaccinelor. Eu sunt foarte optimist și, repet, să fii locul, nimeni nu dădea
României această perspectivă de a fi locul 6 după ce a început o lună de zile campania de vaccinare în Uniunea Europeană, eu zic că ne descurcăm foarte bine și ar trebui să lăsăm puțin la o parte. Da, nu este perfect. Normal că nu este perfect. Suntem într-o pandemie, încercăm să găsim soluții peste noapte. Vaccinul, în primul rând, ar trebui să fim fericiți că a apărut un vaccin la mai puțin de un an de la apariția pandemiei. Deci sunt lucruri pe care ar trebui să le vedem pozitive și perspectiva de a ieși din această perioadă în câteva luni de zile. Anul trecut, vreau să vă aduc aminte, anul trecut când am intrat în pandemie, eram ministru finanțelor atunci, nu aveam nicio perspectivă. Nu știam ce se întâmplă. Economia a fost închisă două luni de zile. Deci am trecut de la acea perspectivă la o perspectivă în care putem să ieșim din pandemie. Să zicem că se rezolvă comunicarea platformei cu registrul vaccinărilor. Se va rezolva. Bun, persoanele cu boli cronice o să se regăsească pe liste, deși nu se regăseau la DSP-uri și așa mai departe. N-ar fi util ca persoanele vârstnice sau bolnavi cronic să se vaccineze cu prioritate înaintea anumitor categorii de lucrători de birou care sunt și ei în această etapă a doua, că ce se întâmplă acum, presupunem că e așa. Se programează oamenii, unora le vine rândul peste 3 săptămâni și avem motive suficiente să credem că asta se întâmplă din cauza că instituțiile vin cu liste numeroase pe un singur cont de angajator, ceea ce îi amână pe vârstnici sau pe bolnavii cronici, cine știe cât mai încolo. Cum facem mixul ăla în care s-a pus toată lumea proporțional să se vaccineze? Deci de la angajator, dar 22% dintre cei care s-au înregistrat sunt de la angajator direct. Dintre cei înregistrați, da. Dar, noi știm că înregistrarea nu-i totuna cu vaccinarea. Deci, ce se va întâmpla mâine în ședința de guvern? Vom aproba o hotărâre de guvern care va arăta categoriile esențiale din etapa a doua, în care sunt și vârstnici și persoane cronice, pentru a încerca a pune ordine deocamdată. Dar, repet, cred că modul în care s-au înregistrat și vorbim de o aceeași perioadă, sunt înregistrate 75% persoane vârstnici plus cronici în aceeași perioadă în care s-au înregistrat și ceilalți, arată clar o prioritizare. Totuși, chiar dacă vorbim de o perioadă de câteva săptămâni de zile. Da, spuneați mereu că e un semn încurajator că românii vor să se vaccineze. De unde rezultate de clar? Noi avem profesorii, datele centralizate de Ministerul Educației spun 45% dintre ei. Medicii care au încheiat prima etapă, 70%. Sondajele arată undeva între 35% și 50% intenții de vaccinare. Procentul celor programați e 1,57% până acum, din 19 milioane. Vi se pare un procent din care să se poată trage vreo concluzie în momentul ăsta? Procentul cel programat depinde clar de numărul de vaccine pe care le avem acum și de ce ne așteptăm. Da, eu zic că sunt optimist. 70% dintre medici este exact important. Este o cifră importantă și cred că va merge, va mai crește acest procentaj. Și repet, discuția noastră de până acum a fost despre când vin vaccinurile, când putem să creștem capacitatea de programare. Deci chiar și noi în această discuție arătăm clar că în spațiul public există acest interes pentru oameni pentru a se vaccina. Că nu o să fie 100%, asta este altceva. Dar sigur să fie peste 70%, ceea ce avem nevoie. Cine răspunde, domnule prim-ministru, de eficiența, succesul acestei campanii de vaccinare? Colonelul Gheorghiță, ministrul Sănătății Voiculescu, dumneavoastră ca șef al guvernului, pe cine trebuie să tragem la răspundere sau cui trebuie să mulțumim dacă lucrurile se întâmplă bine? Ca în orice... Acum sau la finalul lui septembrie, când e de orizontul obicei, acela de premierul este tras la răspundere când lucrurile nu merg bine, deci asta știu foarte bine. Și bineînțeles că dacă lucrurile merg bine, vor apărea foarte mulți care să spună PSD vă cere să vă asumați răspunderea și dacă nu se atinge ținta asta de 10,4 milioane de persoane la sfârșitul lui septembrie, să demisionați. Bine, PSD are foarte multe ținte pe care și le-a asumat și nu le-a dus la îndeplinire. Nu cred că PSD are un punct de... sau trebuie luat în considerare ce spune PSD în acest moment. Dumneavoastră ce spune? A vorbit ani de zile și am văzut ce a făcut. Eu spun că este un obiectiv pe care trebuie să-l atingem și așa cum merg lucrurile astăzi, eu voi face tot posibilul și guvernul pe care îl conduc face tot posibilul pentru a avea aceste vaccine. Noi vom avea aceste vaccine, le punem la dispoziție gratuit românilor. În același timp vom avea și, bineînțeles, o campanie de a convinge pe români să se vaccineze. Așa cum arată lucrurile astăzi, vom atinge acest obiectiv de 10.400.000. Pentru că vom avea și vaccinurile și sigur că românii vor dori să se vaccineze. Banii pentru vaccin, pentru toată... Au fost plătiți. Deci ei vin din bugetul nostru și vor fi decontați din fondurile europene sau cum, până la urmă, cum a rămas? Aici sunt discuții, s-ar putea să fie și decontați din fondurile europene, dar deocamdată noi am plătit, vom vedea după aceea. Dar sunt costuri
care sunt legate de centre de vaccinare, de exemplu, sau costuri care au fost legate de această campanie de pandemie de COVID-19, care pot fi decontate din fonduri europene. De fiecare dată am încercat să reducem presiunea pe bugetul național și am găsit soluții. Și la centre de vaccinare vor fi, din discuția pe care am avut, vor putea fi decontate anumite cheltuieli. Bun, înțeleg că guvernul s-a împăcat cu autoritățile locale, cu primarii. Vor primi prin ordonanță de urgență acei bani. A trecut ordonanță de urgență, dar aici nu a fost nicio ceartă cu primarii, mai ales că domnul președinte al Asociației Municipiilor este din un coleg de partid. Păi este un coleg de partid, a avut o dispută cu Ministrul Sănătății, prelungită pe câteva zile. A pus Ministerul Sănătății standarde atât de înalte, pentru că și dumneavoastră ați exprimat niște temeri, că primarii s-ar putea să dorească să profite de situație și să umfle nota de plată. Ori mie asta mi se pare reprobabil în plină pandemie, să zici că vor să-și facă un stadion sau nu știu cum spunea Ministrul Sănătății, vor să le mai rămână și după. Eu cred că astăzi am avut o discuție foarte bună astăzi cu Asociația Municipiilor, ieri cu Consiliile Județene, foarte aplicată. Sunt mai multe probleme, nu doar cea referitoare la centre de vaccinare. E vorba de finanțarea bugetelor locale în 2021, pentru că în ultimii ani, în fiecare an, s-a tot schimbat formula de alocare a resurselor către municipii, orașe, comune și către județ. Da, e adevărat că sunt sumele 100% din venituri se întorc către autoritățile locale, mai sunt și sume din reechilibrări. Am avut mai multe discuții despre modul în care eu văd că au crescut cheltuielile de personal, sporuri, etc. și ce soluții să avem în perioada următoare, pentru că mi se pare că multe dintre aceste costuri au fost crescute fără să aibă nicio legătură cu veniturile proprii ale autorităților locale, dar am primit, pe de-o parte, noi am asigurat că acești banii pe care iau din venituri vor ajunge la autoritățile locale, vom transparentiza modul în care ajung acești bani acolo, dar pe cealaltă parte am primit asigurări că se va face reformă atât la Consiliul Județene, cât și în unitățile administrative teritoriale. Ne întoarcem la asta imediat cu voia dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă acum au tot ce le trebuie ca să pună în funcțiune centrele, pentru că se plângeau că fac improvizații. Și dacă da, câte centre avem acum funcționale și la câte trebuie să ajungem? Trebuie să ajungem la 930 de centre. 330 trebuia să fie acum, cred, săptămâna aceasta. Ținta este 930 de centre la care vom ajunge. Bine, până la urmă, aici a fost o discuție, am avut o discuție și cu prefecții. Eu nu văd lucrurile chiar așa de complicate. Centre de vaccinare, până la urmă, nu construim spitale. Avem locuri unde oamenii vin și vaccinează, stau 15 minute pentru a fi monitorizate și apoi pleacă acasă. Am văzut campanii de vaccinare în foarte multe țări în lumea asta, deci nu trebuie să reinventăm noi roata acum și nici nu este așa de scumpe. Asta vă întrebam, au încercat să ciupească ceva sau cum? Nu cred. Cred că au fost discuții, cred că nu era foarte clar. Până la urmă, acum s-a clarificat, prin această ordonanță de urgență, s-a clarificat mecanismul prin care banii cheltuiți de autoritățile locale pentru aceste centre de vaccinare vor fi decontați de la buget de stat. În momentul în care a fost transparentizat și s-a văzut clar mecanismul pe care l-am folosit și în perioada de carantină, toată lumea a fost liniștită și a mers mai departe. Trebuie să înțelegem și pe unii și pe ceilalți până la urmă. Înțelegem că Ministrul Sănătății ar dori schimbarea domnului Gheorghiță de la conducerea acestei campanii de vaccinare. Sunt lucruri de care știți? Există niște nemulțumiri în legătură cu felul în care decurge această campanie? N-am auzit de așa ceva și știți foarte bine că, în primul rând, că CNCAV este în acest comitet, este în subordinea premierului. Deci, tocmai de asta, la mine nu mă întreb dacă acest... presiunea a venit dinspre minister, spre dumneavoastră. Eu am văzut discuții, discuții foarte importante, de unde au ieșit multe comunicate și au ieșit și soluții. Acum, da, cu oamenii discută și mai au opinii diferite. Până la urmă, e normal să ai opinii diferite când încerci să faci un lucru bun. Eu sunt întotdeauna, dezbaterea este ceea ce am încurajat, dar nu se pune nu are nicio atribuție domnul Ministru Sănătății asupra dacă pleacă sau nu domnul Gheorghiță. Deci lucrurile sunt separate, clar, nu are nicio legătură aici. Bun, am avut această problemă cu platforma, am avut și o avem încă în multe privințe, am avut polemica dintre Ministrul Sănătății și primari. Avem aceste declarații, mă rog, mai degrabă vagi sau contradictorii ale domnului Voiculescu legate de doze
Ați făcut dumneavoastră niște precizări acum. A făcut ministrul sănătății deja câteva greșeli care să-i pericliteze funcția în momentul ăsta, să tragă un semnal de alarmă? Nu, nici gând. Eu m-aș uita, repet, la lucrurile bune care s-au întâmplat. Pe lângă toate aceste discuții în spațiu public, mă uit la ceea ce astăzi vede comunitatea internațională. România este pe locul 18 în lume în această campanie de vaccinare și pe locul 6 în Uniunea Europeană. Cred că este ceea ce contează. Restul discuții sau ce căutăm noi, alte elemente de cancan, nu cred că și-au, nu contează. Astăzi subiectul România... Subiectul e prea serios pentru cancan, domnule prim-ministru. De aceea cred că nu. Ce contează este ceea ce vedem rezultatele. Și rezultatele sunt cele pe care le vedem și nu le spun doar eu. E foarte bine că avem agenții internaționale care reconfirmă acest lucru. Tot astăzi, iarăși o veste bună despre, pentru că au tot fost discuții în spațiu public, despre modul în care am gestionat economia și am trecut. O veste bună, România este printre cele țara care a avut printre cele mai active măsuri de salvare a economiei. Este un studiu făcut de Banca Mondială, printre 3.000 de analize. Deci, e clar că lucrurile au mers ok și asta contează până la urmă. Rezultatul contează până la urmă. Și anul trecut, țin minte, am avut IMM Invest a pornit cu stângul, dacă țineți minte, cu un site care a picat. Până la urmă a fost cel mai de succes program făcut de un guvern în ultimii 30 de ani pentru IMM-urile din România. Așa va fi și această campanie de vaccinare. Veți vedea, normal că începuturile, mai ales într-o perioadă dificilă, în pandemie, un guvern nou, după o criză, după alegeri, două tururi de alegeri în trecut, ok, nu a fost perfect, dar rezultatul este astăzi unul foarte bun. Știți ce presiune fantastică în legătură cu redeschiderea școlilor, mai ales pentru copiii din ciclul primar? E cale de întoarcere pe subiectul ăsta pentru decizia de redeschidere pe 8 februarie? Decizia se va lua pe 2 februarie. Și noi ne uităm zilnic, mă uit, primesc de la doamna Rafat statisticile și analize și în detaliu. Și întrebăm exact să vedem cum evoluează pandemia. Este un alt lucru important, pentru că noi toți ne axăm acum pe vaccinare, pe campanie de vaccinare, ceea ce e important să comunicăm, dar trebuie să nu uităm că în România încă există o pandemie și la nivel global. Trebuie să păstrăm măsurile de restricție, trebuie să purtăm mască, trebuie să distanțare socială și toate celelalte măsuri care au dat rezultate până astăzi. Vom monitorizăm, clar, zilnic situația. Dacă lucrurile rămân așa cum sunt, este clar că vom începe pe 8 februarie cu acele condiții pe care le-a enunțat domnul președinte când a prezentat că vom deschide școlile pe 8 februarie. Vreau să deschidem școlile pe 8 februarie, este important să deschidem școlile pe 8 februarie. Eu aș vrea să deschid toată economia, nu numai școlile, dar depinde, bineînțeles, de cum evoluează pandemia. Și ca să deschidem școlile și să deschidem economia, trebuie să ne vaccinăm și trebuie să păstrăm aceste măsuri de restricție. Este simplu. Mască, dezinfectant și să ne vaccinăm. Dacă facem aceste lucruri, veți vedea că vom deschide economia cât mai curând. Ceea ce ne duce la următoarea întrebare, care probabil este cel mai despusă întrebare de când s-a aflat că veniți la această emisiune, dacă se relaxează restricțiile în viitorul apropiat. Ceea ce are legătură, bineînțeles, și cu reluarea unor activități economice, fără discuție. Treptat vom relaxa economia, dar totul este condiționat de cum evoluează pandemia și campania de vaccinare. Ele merg mână-mână acum. Același răspuns pe care l-am dat și pentru deschiderea școlilor. Monitorizăm zilnic și depinde doar de noi, nu depinde de guvern. Nu guvernul ia o decizie de deschide sau nu a deschide școlile așa în afară, într-un bubble. Nu, luăm această decizie în contextul evoluției pandemiei în România și a campaniei de vaccinare. Dacă merg bine, vom deschide mai rapid, vom relaxa mai rapid. Dacă nu merg bine, din păcate nu vom putea. Eu repet, mi-ar conveni ca economist, ca ministru al finanțelor și acum ca premier, mâine să deschidem economia, pentru că așa avem bani să plătim pentru tot ceea ce vrem să facem, și în sănătate, și în educație, și program de guvernare. Dar depinde de noi. Dacă vrem să deschidem cât mai repede economia, măști, dezinfectant, distanțare socială, toate restricțiile pe care le-am impus, condițiile acestea și vaccinare. Trebuie să ne vaccinăm. Bugetul, 7% din PIB, deficit, cum ajungem acolo? Ce va fi diferit la bugetul de anul ăsta ca filozofie? Nu se schimbă foarte mult de anul trecut. Prioritățile rămân aceleași. Investițiile. Investițiile sunt prioritare. Bineînțeles, în continuare avem cheltuielile pentru sănătate, pe care trebuie să le facem în contextul acestei pandemii, dar este momentul să începem să facem și reformă. Sunt 30 de ani în care lucrurile au fost amânate, nu prea s-a făcut nimic. De fapt, după 2007, după aderarea României la Uniunea Europeană, au fost făcuți pași înapoi în ceea ce privește convergența economiei către Uniunea Europeană. Cel mai
rău lucru pentru economie s-a întâmplat în perioada 2017-2019, când și-au culminat cu ordonanța 114, care ne-a dus cu stare în urmă într-o dictatură ciudată asupra economiei. Și atunci noi am început anul trecut să relaxăm aceste condiții, dar e nevoie de reformă. M-am uitat, v-am spus, peste costuri, peste modul în care sunt banii administrați în administrația publică. Trebuie să facem un sistem public eficient și profesional. Nu mai putem să mergem înainte astfel. Și aici va porni, și vreau să vă fie foarte clar, pornim de la guvern, de la oamenii pe care îi numim în guvern. Și vă spun clar și ferm, secretarii de stat, președinții de agenții, e adevărat, sunt numiri pe care le facem acum și sunt numiri politice, dar în același timp va trebui să fie omul potrivit la locul potrivit. Fără penale în funcții publice, fără conflicte de interese și profesioniști. Sunt trei criterii de la care nu abdic atunci când vor fi numiți acești oameni. Ce se întâmplă atunci cu propunerile pe care le fac liderii de organizație? Adică trebuie să înceteze sistemul ăsta? E ok să fie trase la sorți, de exemplu, posturile din ministerie și agenții, cum vedem că se întâmplă zilele astea, când nu se cade la pace la negociere? Vorbesc de propuneri. Vor fi mai multe propuneri pentru fiecare poziție și eu vă spun doar că propunerile pe care le vom avea sunt mai multe propuneri din partea tuturor, dar eu, pentru că este un guvern în care eu girez, va trebui să fie populat de profesioniști. Și este un lucru la care este o declarație fermă și un lucru la care nu dau înapoi. Dar oamenii ăștia nu dau concurs, domnule prim-ministru, că n-au când. Și atunci trebuie să vă încredeți în ceea ce vă propune un coleg dintr-o filială de undeva. Da, dar acum este, să știți că așa se întâmplă și în sectorul privat. Nu dă nimeni concurs. Sunt câteva lucruri pe care poți să verifici oamenii. Prin experiența pe care au, ai și interviuri de foarte multe ori cu ei. Deci sunt lucruri pe care le poți face imediat. În același timp, eu nu voi da niciodată înapoi că atunci când cineva nu face performanță. Să spunem că am fost păcălit. Să spunem că am fost păcălit într-o interacțiune cu cineva, am fost păcălit și a fost numit cineva care nu trebuia să fie numit într-o poziție, voi lua imediat decizia să fie dat la o parte. Deci, profesionalism, pentru că vreau acest lucru de la toată administrația publică și dacă vreau de la toată administrația publică, pornim cu guvernul. De cele 9 persoane pe care le-ați concediat, de exemplu, din aparatul dumneavoastră, erau rezultatul unui astfel de sistem? Erau nepotriviți profesional? Nu, n-ai nicio legătură. Acolo erau și oameni foarte buni și toți erau oameni foarte buni. Sunt colegi cu mine de partid? Nu. Este, eu cred că, iarăși, trebuie să ne obișnim cu stilul modern pe care vedem în mai toate țările unde oamenii lucrează cu oamenii cu care sunt obișnuiți în jurul lor. E vorba de aparatul imediat lângă, cei în care ai încredere, dar nu. Aici nici n-a fost vorba, erau oameni foarte buni, oameni profesioniști, care și-au făcut treaba foarte bine și nu există niciun fel de discuție aici. Bun. Auditul aparatului de stat. Chestie promisă de foarte multe ori, această chestiune. Am trecut cu Ministerul de Finanțe. Ne referim la administrație, de fapt. Da, și am trecut, am arătat în Ministerul Finanțelor Publice că se poate face și reorganizare, și reformă, și să faci și economii la cheltuielile de personal, să funcționezi foarte bine tot anul acesta și cu economii. Deci vom face și am cerut, miniștri deja sunt într-o procedură, cred eu, avansată, sper avansată, sunt trei lucruri pe care le-am cerut. Primul rând, să vedem toate legislația în vigoare, impactul asupra bugetului. Al doilea lucru, să uităm la companiile de stat, în special la cele care au pierderi și arierate, și aici trebuie făcut un plan de reformă clar. Deci, așa cum am făcut anul trecut pentru Tarom, și văd că Tarom se ține acest plan de reformă, trebuie făcut pentru toate companiile de stat și condiționate resursele suplimentare pentru aceste companii de plan de reformă. CFR e pe această listă, de exemplu, că tot vorbesc de Tarom? CFR este pe această listă și toate aceste companii. CFR, tot ce este companie de stat. Unele sunt la Ministerul Transportului, altele sunt la Ministerul Economiei. Deci companiile Economiei. Astea, de fapt, trebuie restructurate. Restructurate. Trebuie să vedem un plan prin care aceste companii pot să arate profit. Pentru că dacă nu arată profit, nu prea văd de ce am băgat bani în aceste companii la nesfârșit. Păi și veniți-vă cum facem? Strategia până acum, cred că e inevitabilă restructurarea. Strategia spune, până acum a fost să creștem de la, nu știu, câți kilometri merge pe oră CFR-ul, 35, 40, să creștem puțin la 70 sau la 80. Nu. În momentul să rupem
pisica în două și să spunem trebuie să facem un alt sistem de călători. Dacă nu trecem la sistemul modern pe care îl vedem în Europa, n-are sens. Că nu trecem acum de la 1926 asta, mai mulți la 1940. Privați, eventual, ca în Europa, dacă vreți. Infrastructura statului, operatorii sunt diversi. Să știți că aștept soluții la miniștri fiecare de resort care trebuie să vină cu plan de reformă. Și al treilea lucru pe care l-am cerut, o prioritizare a investițiilor. Și am spus acest lucru și anul trecut. Nu are sens să începem 1000 de proiecte și să nu facem niciunul. Trebuie să prioritizăm și să începem proiecte pe care să le și terminăm. Trebuie să alocăm resurse acolo unde avem cea mai mare probabilitate de a face un proiect, un proiect important pentru România. Eu am spus că vom trece Carpații în această guvernare liberală, de coaliție, de centru-dreapta și cred că și așa va fi. Asta nu înseamnă Brașov-Comarnic-Brașov, asta înseamnă Sibiu-Pitești, nu? Da, da, Sibiu-Pitești. Brașov-Comarnic o să se întâmple vreodată sau ajungem la concluzia că îi servește doar pentru prietenii care fac turism pe Valea Prahovei și nu e... Nu. Se va întâmpla și Comarnic-Brașov. Sunt discuții dacă o să fie Ploiești-Brașov sau Comarnic-Brașov. Mă întorc la auditul administrației. O cercetare de piață arată pentru prima dată suport peste 40% din partea românilor pentru desființarea unor posturi în administrație, pentru împuținarea bugetarilor, cum ar veni. Și când spunem bugetari, iarăși ne referim cu siguranță la ceea ce înseamnă stufoasa administrație, nu la poliție, profesori, medici, ci la acest sector destul de nebulos, unde discutăm de ani de zile despre câți ar trebui să fie, ce roluri ar trebui să aibă. Când se va întâmpla asta? Se întâmplă. Eu am spus de anul trecut și am început să întâmple de anul trecut. Nu există o formulă magică de a face reformă. Trebuie să luăm și modificările codului administrativ pe care trebuie să le facem, dar eu am spus că digitalizarea și aici este iarăși un obiectiv la acestei guvern. Informatizarea sau transformarea digitală a aparatului public va natural va face o reorganizare și o reformă în administrația publică. Deci natural va așeza pe alte baze mult mai eficient, mult mai suplu. Deci lucrul se va întâmpla natural, dar trebuie să împingem această transformare digitală, această informatizare a aparatului public. Am văzut acest lucru, vă spun, anul trecut, în pandemie și după, s-a lucrat foarte bine cu 30% dintre oameni, cu restul e în muncă la domiciliu, deci s-a lucrat foarte ușor și foarte eficient. Ei trebuie au fost plătiți însă la fel ca înainte, nu ca în mediul privat? Ministerul Finanțelor a fost economisiți 130 de milioane de lei în modul în care am organizat anul trecut modul de lucru, deci se poate face. Anul acesta, după cum știți foarte bine, veniturile, salariile în administrația publică sunt menținute la nivelul anului precedent. Asta pentru că, nu pentru că vreau eu. Trebuie să înțelegem, sunt câteva lucruri aici de spus. Primul rând, legea salarizării unitare a fost aplicată foarte, foarte, foarte prost. La început a fost enunțat un principiu. Încercăm să facem echitate în sistem, președintele are cel mai mare salariu și apoi în jos. Nu mai este așa. S-au apărut o fel de excepții de la regulă și este făcută praf. Bun, înțeleg că trebuie modificată. Veți modifica. Legea salarizării, da, legea pensiilor la fel. Dar revenind la salarii. Al doilea lucru. Anul trecut am fost cel care a ieșit și a spus că nu vreau să ne atingem să facem reforma administrației, nu vreau să ne atingem nimic pentru că suntem în plină pandemie și lucrăm în acest moment. Anul trecut salariile în România, în sectorul public, au crescut cu aproape 8% în medie, în tot sectorul public. În Uniunea Europeană au crescut în medie cu 3%. Sectorul privat, nu mai spun, în România a avut de suferit, oamenii au fost în șomaj tehnic. Este încă un argument, nu este argumentul suprem. Dar trebuie cumva să reorganizăm și aparatul public pe aceste principii, cu criterii de eficiență, de echitate în aparatul public, deci președintele cel mai mare salariu și apoi să mergem în jos și apoi, bineînțeles, o legătură clară, cât de clară se poate face între performanță și venit. Cât ne va lua chestiunea asta? Cât vă va lua? Păi avem 4 ani de zile. Eu zic că mai puțin de 4 ani de zile. Bun, referitor la pensii și la pensiile speciale, s-a purtat și discuția asta, pleacă judecătorii din sistem. V-ați grăbit? Bine, nu știu aici, eu nu am zis nimic despre pensii speciale, nu știu ce pleacă judecătorii din sistem. Aici discuția va trebui să fie luată, cred, în Parlament, transparent, prin un proiect de lege. A zis Ministrul Justiției, n-a zis dumneavoastră, dar situația e aceeași. S-au speriat că nu o să le mai primească în viitor și trebuie să iasă la pensie rapid.
Da, bine. Nu știu de ce, care au fost să te sperii de o declarație și să n-aștept să vezi dacă este un proiect de lege. Nu-mi dau seama, nu cred că, nu-mi dau seama cât de mult s-au speriat sau cât sunt declarații și de o parte și de alta. Dacă cineva chiar sunt deja vreo 40 de magistrați care vedem că au ieșit, pensia. Ceea ce sigur că nu poate părea mult la prima vedere, aici, dar și este. Și aici trebuie luate în discuție. Au fost multe proiecte de lege în ultimii ani referitor la pensiile speciale. Ceea ce ne privește și în ceea ce mă privește, eu vreau să spun clar că pensiile, din punctul meu de vedere, trebuie să fie legate de un principiu al contributivității. Foarte clar. Și de acolo pornim. Vedem unde ajunge în formula, dar va fi legislația pensiilor, va fi modificată anul acesta, din nou pentru a ne asigura. Sunt foarte multe probleme cu recalcularea pensiilor, cu sunt iarăși probleme de echitate și așa mai departe. Se va lucra și acolo. Pe mine mă interesează ca și pensiile și salariile să aibă un ritm de creștere care se poate să fie plătit. Să nu ajungem în situațiile în care domnule, am promis 40%, trebuie să dăm 40% să ne dăm seama că nu ai de unde. Nu poți să dai 40% să crești într-un an pensie 40% fără să creezi probleme pentru următorii 10 ani de zile. Deci vreau să fie toate aceste lucruri trebuie să le creăm într-un context economic al unei Românii în care își permite să crească și pensiile și salariile. V-am întrebat ceva mai devreme, vorbeați de administrația locală și am promis că ne întoarcem. Cum vor primi bani de acum înainte? Ce reformă e necesară? Salariile acestor primării care fac excepție de la legea salarizării unitare și le-au împins până unde au dorit ei, mulți dintre ei. Aici, trebuie să revină salariile astea sub umbrela salarizării unitare? Am găsit, sau ce foarte, am găsit ce puțin cu cei cu care am vorbit eu din administrația locală și asociația respective, foarte mult apetit pentru reformă. Pentru că lucrurile sunt foarte simple. Dacă un primar, dacă un președinte de Consiliul Județean vrea să facă investiții, are niște resurse pe care poate le ține blocate într-un număr foarte mare de angajați sau sporuri și așa mai departe, pe care prin reformă noi ne asigurăm că primește banii necesari de la buget, cei 100% din venituri, dar ei pot să și realoce cum vor ei. Și atunci există apetit de reformă natural în administrația locală dacă vor să facă și investiții. Eu cred că aici despre asta este vorba în administrația locală. Cei care vor să facă investiții vor face și reformă. Cei care nu vor să facă investiții nu vor face reformă. Și bineînțeles că cetățenii vor vedea acest lucru. Bun. Vânzarea companiilor de stat vă atacă cei de la PSD spunând că vreți să înstrăinați din mâinile românilor. Și există aici un substrat și anume că se intenționează, înțeleg, scoaterea, listarea la bursă unor companii de interes strategic. Bine, aici sunt mai multe lucruri de spus. Primul că n-a fost nimic netransparent. Hidroelectrica a pornit procedura de listare cu mult înainte de a veni la guvernare. Deci a făcută de precedentele guverne. În al doilea rând, mesajul PSD pare a disperare. Oamenii ăștia au fost învățați să căpușeze companiile de stat 30 de ani de zile. Așa a ajuns să falimenteze și Olchim, așa să falimenteze și Arpe Chim, pentru că le-au furat până le-au căpușat până le-au falimentat. N-au vrut niciodată să le privatizeze. Au venit cu același mesaj naționalist că nu le privatizăm și au dat tot felul de mesaje și minele și complexul energetic unedoar și așa mai departe. Au ținut acest mesaj că nu ne vindem țara, mesajul acela care a distrus România alături de celălalt. Proprietatea privată este un moft. Deci cele două mesaje, nu vindem România, nu vindem țara și proprietatea privată este un moft, au distrus România și au ținut investitorii departe de România. De ce? De ce au făcut acest lucru? Ca să poată să căpușeze și să fure din aceste companii. Este exact ceea ce vor și astăzi să facă. Nu au nicio legătură, pentru că nu interesează nimic performanța acestor companii. Nu sunt interesate de a avea companii private performante, pentru că în România sunt situații unde au fost capitalizate companiile cu bani din sectorul privat sau din instituții, cum ar fi Berdu și așa mai departe, care astăzi o duc foarte bine, angajează mai mulți oameni cu salarii mai mari. Dar nu asta vrea PSD-ul. PSD-ul vrea să aibă niște instituții pe care să le căpușeze, unde și să-și pună oameni care să facă contracte și să finanțeze campaniile PSD. Așa ceva nu se va mai întâmpla. Acest lucru s-a terminat. Deci căpușarea companiilor de stat prin astfel de contracte s-a terminat, iar ceea ce facem în capitalizare, transparentizare, poate listare la bursă, înseamnă să vezi exact cum se încheltuiesc fiecare bănuț. Și toate aceste companii care au fost privatizate și au fost capitalizate, astăzi duc foarte bine. Deci toate exemplele sunt foarte bune. Nu pot să nu vă întreb despre fricțiunile din PNL. E
corect, sunt justificate reproșurile la adresa lui Ludovic Orban? Aici să știți că eu vreau să vorbim despre partid la partid. Când o să mergem la partid și vorbim despre partid la partid, de aici vorbim despre guvern. Până la urmă, Partidul Național Liberal este un partid liberal, cu opinii, că unii aleg să le pună în spațiu public, asta este altceva. Dar este un partid liberal și un partid care întotdeauna a fost viu în interior. Vi s-a invocat numele, domnule prim-ministru, că ar trebui să se alinieze oamenii în spatele dumneavoastră și să conduceți partidul începând cu congresul următor. Vă pregătiți, vreți să fiți președintele PNL? Repet, avem așa de mult de făcut la guvernare că aș vrea să ne concentrăm pe guvernare. Vine bugetul și este cel mai important test al unei coaliții de guvernare tânără, o coaliție care acum își găsește, de fapt, echilibru în această perioadă și în comunicare, dar și în modul de lucru. Este un test important pentru noi, acest buget, cum trece, eu zic că o să treacă bine, dar avem niște provocări și, bine, provocarea cea mare este să ai cam același PIB ca anul trecut, dar să reduci deficitul de la peste 9% la 7% sau aproape de 7%. Când oamenii aceștia, Carareș Bogdan sau Robert Sighertov, vorbesc despre reforma pe care trebuie să o facă PNL, se referă la genul acela de reformă de care pomeneați chiar dumneavoastră acum câteva minute, cu acele numiri în tot felul de posturi, să nu mai fie rodul unor tranzacții politice, al unor presiuni din teritoriu către centru? Eu sper că da, nu am vorbit cu colegii mei, dar este ceea ce vreau eu să fac și aș vrea să fie, repet, eu sunt responsabil pentru acești oameni, pentru că ei vor fi în semnătura mea și atunci vreau să mă asigur că sunt profesioniști și oameni care nu au conflict de interese, fără penal, exact ce am enunțat mai devreme. În același timp, s-ar putea să greșesc câteodată, dar voi fi foarte rapid în a corecta greșeala de fiecare dată. De câte ori ați fost nevoit, de când a început guvernarea asta de coaliție, să interveniți, eu știu, în disputele liderilor? Vezi chestiunea cu împărțirea prefecților, care sunt reprezentanții guvernului în teritoriu, până la urmă. Și să subliniați că, de fapt, dumneavoastră conduceți guvernul. Nu, aici nu am intervenit și foarte mult. De fiecare dată sunt un om politic și sunt acolo din partea Partidului Național Liberal, deci nu, să nu le amestecăm. Una este guvernarea, una este partidul sau coaliția politică. Dar, repet, multe dintre lucrurile pe care le vom rezolva și anul acesta, sau un alt lucru pe care vreau să-l fac anul acesta, este să guvernăm mai puțin prin ordonanțe de urgență și mai mult prin proiecte de lege. Că este, de fapt, esența democrației. Să mergem în Parlament cu proiecte de lege, să le dezbatem, să fie amendamente, amendate și apoi să fie aprobate. Și nu prin ordonanțe de urgență. Va fi mediul de afaceri susținut în continuare în perioada asta prin măsuri de sprijin, credite, eu știu, fără dobândă, lucruri de felul ăsta? Pe ce ar trebui să conteze? Presiunea este, v-am auzit spunând în mai multe rânduri, că antreprenorul este eroul societății. Asta vreau să repet, sunt două chestii, două lucruri la care eu țin foarte mult și le-am tot spus. Sunt mai multe, dar două la care țin foarte mult și care sunt, de fapt, esența unei economii de centru dreapta, în economie care poate să producă bunăstare pentru toată lumea. Proprietatea privată este sfântă și trebuie să înțelegem acest lucru dacă vrem să atragem investitori străini, că proprietatea privată este sfântă. Și al doilea lucru, antreprenor este un erou. Și aici spun antreprenor în sensul celui care își asumă riscuri pe propriile eforturi, muncește dimineața până seara, proprii bani, și ia un împrumut de la bancă, încearcă, pierde câteodată sau de multe ori pierde, dar are curajul să revină și energia să revină, să încerce din nou. Până acum în România, când dădeai faliment, era o stigmă, a pierdut, a dat faliment, nu e bun. Trebuie să înțelegem că, de fapt, asta este esența capitalismului. Să-ți asumi riscuri, să încerci, mai pierzi, dar apoi să ai puterea și societatea să te sprijine, să o iei de la capăt. Avem nevoie de acești oameni, pentru că de aici vine efervescența unei economii. De acești oameni care încearcă și încearcă. Iar ei nu pot să meargă și nu pot să încerce, sau nu pot să-și asume riscuri atât timp cât proprietatea nu este sfântă, proprietatea nu este recunoscută în România. Mai avem mai puțin de un minut până la final. Vreau să mă întreb dacă urmăm filozofia granzilor din Uniunea Europeană, Germania, să zicem, de a dezvolta relații cu China, sau păstrăm în continuare distanța? Pentru că ultimul an și ceva a fost unul de distanțare. Păstrăm distanța. E mai bine așa? Este ceea ce eu am observat și am trecut ca ministru al finanțelor publice, să avem o orientare puțin diferită și avem obiective diferite. Ține asta doar de faptul că la Casa Albă exista un președinte care s-a angajat în războiul ăsta comercial? Așteptăm să se schimbe ceva sau e pur și simplu filozofia noastră? Este filozofia noastră în acest moment.
nu are nicio legătură cu Casa Albă sau cine este la Casa Albă. Este, cred că este un mod sănătos de a dezvolta România în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru Florin Câțu, pentru participarea la Piața Victoriei astăzi. Mâine, Vlad Voiculescu, în dialog cu Alicia Cobescu, de la 18:15 minute. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.